Dacă nu ai fi actor, ce ai fi? Când eram mic, voiam să mă fac polițist sau soldat. De ce? Că nu te uiți la mine ce faceam. Glumesc. Mi-a plăcut de mic acțiune, ca să zic așa. Ce rol a lăsat o amprentă sau a schimbat ceva la tine ca om? Rolul meu de licență treplă, un pescărușu, m-a consumat foarte tare. Eu și jucam foarte des, jucam de 4 ori pe săptămână, ceea ce era foarte frumos. Și până atunci, nu știu, nu, na, în facultate ai tot felul de posibilități să, na, să joci una alta, dar știam că o să fie greu, știam că urmează un măcel, ca să zic așa, și mi-am dat seama că acolo, adică în momentul ăla când jucam rolul ăla, mi-am dat seama că o să pot să fac asta. Pentru că a fost foarte, foarte greu. Iar doamna profesoară Valeria Sitaru, pe care o pup, a avut încredere în mine și mi-a dat rolul ăsta. Ce-ți spui când se întâmplă să nu-ți iasă ceva pe scenă sau în viața de zi cu zi? Băi, eu sunt o fire foarte tăcută, adică țin în mine. De fapt, asta e problema mea, că eu țin foarte, foarte mult în mine și bușesc așa uneori, dar rar se întâmplă. Nu știu, mă cer pe mine în sinea mea, dar nu știu ce să zic. Nu. N-am cuvinte și cred că nici n-ar putea să le spun la cap. În ce tip de spațiu nu ai jucat încă și ți-ai dorit să joci? În baie. În timp ce faci duș, ar fi drăguț. Joc acasă la mine, joc, mai ales așa că în ultima vreme cu pandemia asta am tot jucat pe acasă. I-am disperat pe vecii cu cântece și cu... Dacă viața ta așa ar fi o piesă de teatru, da, ce titlu ar avea? Mai dramatic de atât nu se poate. E un motiv pentru care te-ai gândit la acest titlu? Da, am avut o viață tumultoasă, ca să spun așa. Cu multe, și cu bune și cu rele. Cu ce dramaturg român contemporan ai vrea să-ți scrii piesa ta de teatru? Vișnic. Da, cu domnul Vișnic. Când urci pe scenă, ți-e teamă de ceva? De ce? Mi-e teamă de mine. Și tot timpul am emoții. Bine, am emoții pe mele 4 secunde pe care trec peste. Dar am... Sunt un pic pesimist, așa, ca să zic, înainte să intru pe scenă. Se întâmplă destul de des sau... Bine, sunt și gemeni. Sunt zodia gemeni. Se înțelege. Ce-ți place să faci când nu ești pe scenă? Să mă tatuez, după cum se vede. Să joc fotbal. Să mă întâlnesc cu prietenii, să mai petrecem. Pentru că, bine, acum am tot avut timp în ultima vreme, că iar revin la pandemie. Dar, nu știu, să stau cu soția. Să merg acasă la mama, când, în timp, pe vremuri, când jucam și aveam spectacole, mergeam destul de rar acasă. Acum am avut timp să tot stau. Care este lecția pe care ai învățat-o în cei 7 ani de acasă? Să fii generos. Asta e cel mai important. Și indiferent unde ajungi, să nu uiți de unde ai plecat. Pentru că eu prin asta am câștigat foarte mult. Sunt un om foarte sincer și foarte corect. Și indiferent de cât de sus voi ajunge vreodată, niciodată nu o să uit să spun bună ziua, sau salut, sau mulțumesc, sau să rămân. Pentru că e foarte important. Lucrurile astea mărunte. Și importante. Totodată. Foarte important. Care este exercițiul de dicție pe care îl faci înainte de a urca pe scenă? Brac, brec, bric, broc, bruc, brac, bruc. Trac, trec, tric, truc, 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 șrac, șrec, știc, șroc. Altul nu știu. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, cum se vede Silviu Mircescu peste 10 ani? Făcând ce? Atât în viața personală, cât și profesională, evident. Făcând același lucru, fiind actor în continuare și jucând, pentru că sunt o foare foarte workaholic, ca să zic așa, workaholic, hai să nu vorbim, să vorbim în română, că suntem la teatrul dramaturgilor români, totuși, să nu uităm chestia asta. Muncesc foarte, foarte mult și îmi place să joc foarte, foarte mult. Dar peste 10 ani, având în vedere că m-ați prins acum E primul meu interviu după acest virus minunat. Sunt și tătic. O să urmeze să nască, mulțumesc, o să nască soția nouă, să am un băiețel. Iar peste 10 ani de zile, vă dați seama că o să fiu cu băiețelul meu, probabil, prin teatru, mândrindu-mă cu el și el cu mine, probabil dacă o să înțeleagă ceva. Și oricum nu o să las fac actor. Asta niciodată. De ce? Mulțumesc. Să facă ce vrea, pentru că și pe mine părinții mei m-au lăsat să fac ce vreau.